găsit, dragii mei! Astăzi vorbim cu Rodica Cimpoeru, care are salonul Heaven Beauty and Wellness Studio, la care merg eu de vreo 7 ani. Și ne bucurăm că vii la noi. Rodica, mulțumesc că ai acceptat această invitație. Practic, mulțumesc, noi te-am invitat în interviul nostru și ne-am venit și tu ne-ai invitat la noi în studio din nou. Vin cu drag de 7 ani aici, la cosmetică, la coafor, manipedi și așa mai departe. Acum, pentru că suntem în sezonul toamnei și se apropie și sezonul rece, temperaturile scad vertiginos. Cum ne pregătim tenul pentru a face față mai bine și a-l proteja împotriva frigului și împotriva temperaturilor foarte coborâte? Într-adevăr, toamna este anotimpul ideal pentru tratamentele faciale. Temperaturile sunt mult mai blânde și acum putem lucra asupra problemelor apărute peste vară. Putem face foarte bine tratamente de microdermabraziune, deci vara apar ridurile fine datorate, cauzate de razele solare, apar petele după vară. Deshidratarea tenului este iarăși o problemă apărută după temperaturile foarte ridicate și, soare, apă, vânt și așa mai departe. Și parcă nici bronzul ăsta nu e foarte bun. Nici bronzul. Bronzul, de fapt, este o afecțiune a pielii. Da. Asta nu știu dacă au înțeles-o foarte multe cliente de ale noastre. De fapt, este o traumă soarele pentru pielea noastră. E adevărat că noi trebuie să ne protejăm, obligatoriu, și vara și iarna, mai ales iarna. Când... Adică e bine așa să ai pielea albă ca mine. E foarte bine și foarte frumos. L-am născut pe cel mic, acum n-am avut timp să merg la mare, dar nici tu nu ai pielea bronzată, așa că... Ba da, sunt bronzată, eu sunt mult mai albă de fel. Sunt bronzată, dar m-am bronzat plimbându-mă mai mult anul acesta. N-am mai ținut la bronz cum făceam în anii trecuți sau în adolescență. Am înțeles și eu că soarele nu e chiar atât de benefic asupra... Ce cremă ne recomanzi? Păi, cremele se folosesc în funcție de tipul de ten și de afecțiunile tenului. Adică nu poți să recomanzi aceeași cremă tuturor persoanelor. Exact. Noi facem o dermoanaliză a tenului și în funcție de aceasta vă spunem ce puteți folosi, ce ar trebui să faceți pentru tenul și pentru pielea dumneavoastră. Și o să spunem așa, pentru un ten cu tendință de îngrășare, ne recomand? Pentru un ten cu tendință de îngrășare. Cam care ar fi tratamentul? Da, deci în primul rând că trebuie, primul rând, obligatoriu există primul rând pasul de curățare. Obligatoriu. Într-adevăr, sunt persoane care fac exfoliere acasă. Nici exfolierile nu sunt foarte indicate când tenul este mai mult spre gras decât spre uscat. Dacă avem un ten mixt, sunt ok să le facem acasă. Dacă tenul este gras, nu este foarte bine să le facem. Putem împrăștia sebumul, de aceea este foarte bine să facem tratamente specializate. Și pentru cele care vin aici la tine, la Studio Heaven, spre exemplu, tu le și spui ce fel de ten au, le sigur faci analize, da. Facem o dermoanaliză și le recomandăm produse anumite... adaptate tipului de ten. Și le recomand și anumite branduri, spre exemplu, pentru că am văzut că tu lucrezi da, aici noi cu lucrăm academii. Cu academii și cu Gerovital profesional. Nu este Gerovitalul pe care îl găsim în farmacie sau în supermarketuri, este un produs special destinat saloanelor de înfrumusețare. Este un produs foarte bun în care eu nu am crezut inițial. Da. Mi-a fost recomandat de o prietenă cosmeticiană. Este un produs care are o substanță activă de 10 ori mai concentrată decât produsul din farmacie sau din supermarket. Da? Este un produs cu rezultate mult mai rapide. Și pentru un ten mix, ce recomanzi? Orice tip de ten, acum că vorbim de tenul mix, după vară și cam în orice perioadă anului, are nevoie de hidratare. Noi avem un strat de apă care ne protejează, un film hidrolipidic, așa se numește, pe care noi îl cam înlăturăm cu produsele de curățare, îl înlăturăm cu exfolieri, cu ce mai facem noi pe acasă, vânt, soare și așa mai departe. Trebuie să întreținem hidratarea tenului indiferent de tipul de ten. Deci un ten sănătos e un ten hidratat. Și asta o putem face și din interior cu apă? Da, o putem face și din interior și cu apă și cu alimentație și cu sport și cu de toate. Am înțeles. Deci am vorbit odată despre tenul cu tendință de îngrășare, am mai vorbit puțin și despre... tenul uscat, pentru că ne spuneai despre acest conținut de apă pe care trebuie să-l conțină. Reexistă niște... Pentru toate tipurile de ten folosim creme hidratante. Adică, indiferent că tenul e mixt, gras, uscat, acneic, hidratarea e binevenită. O dată de 3 ori pe zi, de câte ori? Nu, de 2 ori pe zi, dimineața și seara.
Și trebuie să folosim dimineața cremă de zi și da. Seara cremă de noapte, o diferență între ele? Întotdeauna m-am pus această întrebare. Sunt producătorii care produc creme de zi, creme de noapte, sunt producători care produc aceeași cremă pentru zi și pentru noapte. Din experiența mea, cred că consider că crema trebuie să fie și de zi și de noapte, nu are nicio importanță, că nu cunoaște. Nu știu cât e ora și cât e ceasul și cum trece. E adevărat și doar cum trece timpul. Exact. Asta se vede pe ten. Exact, se vede. Prin, lăsând la o parte tratamentele astea cosmetice uzuale, pe care le practicăm, eu știu, o dată pe lună sau cât de des le recomand? O dată pe lună, da. Există ceva mai special care ar recomanda în perioada asta, toamna, iarna, o mască de hidratare? Asta ziceam mai devreme, se fac tratamentele de microdermabraziune. Microdermabraziune este o exfoliere mai profundă a tenului, care este foarte benefică după vară. V-am spus, vă ne șterge ridurile fine apărute datorită razelor solare. Da, și ne îmbunătățește textura tenului, e ca un fel de șmirghel pentru față, ca să înțelegeți mai bine. Ce se întâmplă este celulele noastre, dermabraziunea, o resimt ca pe o agresiune, pentru că există un șmirghel și un vacuum care trage celulele moarte. E, celulele noastre, resimțind această procedură ca pe o... O agresare a tenului, se trezesc la viață și atunci produc mai mult colagen, mai multă elastină, se produce și exfolierea, deci mai efecte benefice. Am înțeles pentru ele. Și o mască ne poți recomanda? Tot așa, în funcție de tipul de ten. Măștile se aplică foarte bine și după dermabraziune și în orice... Măștile acelea cu ou, cu ulei de măsline, cu galbenuș de ou, cu ulei de măsline, cu câteva picături de lămâie, sunt bune? Sunt bune dacă le facem acasă, nu în salon. Da, clar. Se știe clar că produsele profesionale au o substanță transporter care ajută substanța activă a produsului să pătrundă în interiorul pielii, doar la suprafață. Adică ce facem noi acasă, tip naturist, e doar pentru suprafață, nu și pentru interiorul dermei. Foarte interesant. Da. N-am știut că există asta și probabil că mulți chiar au uitat să ne povestească, să ne spună. Atunci ne-am grăbit mai mult la salonul de cosmetică pentru a ne face aceste tratamente. Și acum, pentru că vine iarna, ne trebuie și o cremă mai grasă. Tot așa, în funcție de tipul de ten. Dacă tipul de ten e mix spre gras, nu. Nu ne trebuie o cremă mai grasă, ne trebuie o cremă hidratantă. Și buzele au nevoie de o atenție specială. Și buzele, și urechile noastre, și lobby-ul urechii. Chiar și, chiar. Chiar decolteul, și să nu... Gât, decolteu, exact. Și întreaga piele, până la urmă. Știu că aici faceți un fel de masaj facial. Masajul facial, da. Îl recomand și acasă, zilnic, sau doar cam de... Sunt proceduri de masaj care se pot face și acasă, dacă clientele măcar 5 minute își pot, în timp ce își aplică cremuța, pot face câteva mișcări. Da, pot întreține fermitatea tenului o perioadă mai lungă. Lăsând la o parte aceste tratamente uzuale, voi faceți aici și micropigmentarea și microblading. Sunt două proceduri de tatuaj a sprâncenelor mai naturale, să spun așa, adică se desenează fir cu fir sprânceana. Durează mult acest? Între un an și doi ani durează, durează pigmentul în funcție de tipul de ten. Cu cât e tenul mai gras, cu atât se elimină mai repede din piele. Ele se pot face, asta mă întrebam, în funcție de sezon, se pot face și vara, și iarna, și toamna? Se pot face în orice sezon, numai că trebuie să ne îngrijim, cam 10 zile trebuie să ne expunem la soare, preferabil, cam ca la orice procedură, să o facem toamna și primăvara. Deci e momentul potrivit, dar e momentul pentru orice procedură. Așa, să ne pregătim până de Crăciun și de Revelion, să fim cu totul alte persoane. Cum începem de la 1 ianuarie să ne pregătim pentru plajă corpul, așa putem să ne pregătim fața pentru Crăciun și Revelion, să ne transformăm. O reclamă bună. Dintr-o dată. Asta am să zic de acum. Adevărat, nu? Da, adevărat. E logic, chiar la asta mă gândeam. Și așa, nu știu, știu că vă ocupați și voi și de machiaj aici. Da, sigur. Care am văzut că tendințele astea ale machiajului, cel puțin în România, sunt de a scoate în evidență calitățile, dar parcă un pic a le accentua. Vorbeam cu
nata mea care este olandeză și am observat la ea un mod diferit de a se machia. Își scoate în evidență trăsăturile, dar mult mai discret. Aici în România... Se pare că în afară, oricum, e un pic diferit față de... Da, așa a fost mereu. Noi ne machiem femeile, cum ne trezim dimineața, un pic de și un pic de anticearcă, hai și un pic de fond de ten, hai și niște tuși și rimel și așa mai departe. E bine, e rău, care e părerea ta despre... După o anumită vârstă, cred că trebuie să o faci obligatoriu. 35 sau 30? 35, hai să așa, fim mai blânzi. Am înțeles. Depinde, de la persoană la persoană. Se justifică da. Atunci. Îmi pare rău să zic asta, dar trebuie. Trebuie un machiaj zilnic, a avut grijă de Tenul asta. Tenul nostru nu mai e uniform după 30 de ani. Și e recomandat. Mulțumim foarte mult, Rodica. Și eu mulțumesc foarte mult. Și, dragii mei, vă invit la Studio Heaven, Heaven Beauty and Wellness Studio. Mulțumesc foarte mult, Iulia. Vă recomand cu mare drag. Te pup, Rodica. Mulțumesc și ne de suflet. Revedem la următoarea programare. Așteptăm cu drag. Dragii mei, aștept comentariile voastre.